n-am mai simțit chestiile astea pentru mine niciodată. Sunt foarte emoționată. Cred că cu acest pas să ne schimbăm amândoi. Marina, da? Știai că Adrian dezvoltă aici o strategie ca să te elimine în această gală? Nu. Nu? Da, poți să-i zic acum? Eu. Poți să-i zic eu acum? Acum spune și tu, i-am spus eu prima. Dar am uitat să zic, Marina. Haide, spune-mi. Noi toți băieții ne-am gândit așa că te-ai simțit mai fericită dacă ai fi cu Daniel. Păi poate Daniel se întoarce. Vă întoarceți amândoi, că o să aveți amândoi posibilitatea să vă întoarceți. A, și v-ați gândit voi că n-aveți pe cine să eliminați și vreți să mă eliminați pe mine. Apreciez că îmi spuneți dinainte, deci chiar apreciez lucrul ăsta. Nu, ți-am spus eu. Da, mă rog, mi-ai spus-o Andreea, dar poate urma să-mi spună și ei. Da, corect ar fi să-ți spună exact cum a vorbit. Hai, te rog, ascult. Nu mai țin minte, dar o să încerc să reproduc. Am zis că... S-a schimbat foarte mult. Da, da. Te-ai schimbat foarte mult de când nu mai e Daniel aici. Că o învață Daniel cum să fie. Ori că vorbește prea mult cu Daniel, ori că... Eu zic ce-am zis, da? Da, 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 da. Nu te supăra pe mine. Nu. Așa, ori că ai căzut de comun acord cu Bianca, în legătură cu votul să se întoarcă Daniel, și am observat că ești un pic așa, arogantă, în zâmbet. E nefericită. Mă rog, mie mi-a transmis aroganță. Păi e nefericită. Da, sunt nefericită. Cum ai fi tu dacă aș fi în România? Dar nu ți-ai mai vedea rost în această emisiune. Ea speră la posibilitatea că Daniel se va întoarce. Chiar dacă toți băieții voi ziceți că ați vorbit cu Daniel, uitați că Raluca i-a spus că pentru ea s-ar întoarce. Adică ar veni. Te-ar deranja dacă s-ar întoarce Daniel, Adrian? Nu, nicio problemă. De ce aș avea eu cu Daniel? Îl elimină și pe Elia, zi. Cum? Îl elimine și pe Daniel. Nu aș avea absolut nicio problemă dacă s-ar întoarce Daniel. Bine. Are dreptate, m-am schimbat, are dreptate, vorbesc mult cu Daniel. S-a schimbat, dar ce, nu trebuie să spun chestii? Cum s-a schimbat, None? Nu știu să zic, nu mai este, era înainte foarte distractiv, așa, acum pare mai serioasă, mai gânditoare, mai... Spune că îl așteaptă pe Daniel, Daniel, din câte știu eu, a spus tuturor băieților că nu se va mai întoarce aici, să avem grijă, adică vorbește mereu cu noi, dar nu, cu mine nu, dar cu băieții, chiar și Cosmin spunea că a văzut pe un live acum câteva zile că a spus că nu se va mai întoarce aici, iar ne spune că se întoarce, nu știm acum unde este adevărul. Eu din câte a zis el, a spus că... Când vorbește cu mine nu se exprimă, da, mă întorc, îmi spune cu totul și cu totul altceva, dar eu înțeleg. Tu înțelegi ce vrei, cred. El a zis că a fost o experiență, a fost o experiență frumoasă aici și noi să ne bucurăm de ea în continuare. Știu ce vorbesc cu Daniel. Să-ți dai seama că totuși știi ce interpretezi. Nu interpretez absolut nimic. Dar nu vreau să te super pe mine. Da, Daniel, auzi, Adrian, nu mă supăr, stai liniștit. M-am schimbat și eu recunosc asta și eu văd asta în mine. Nu mai sunt fericită, într-adevăr. Nu am... Pentru cine să mai zâmbesc, să zic așa, nu mi-aduce nimeni zâmbet pe buze. Dar să nu vreau să te super pe noi, da? Nu vreau să te super pe noi pentru că noi am decis chestia asta. Pentru că, de exemplu, a venit Alexandru, ochit, țintit pe tine, știi? Care luptă să te cucerească într-un mod cum nu a mai văzut. Nici în cele mai puternice, nu știu, puternic emoționante, filme de dragoste. Pentru că nu l-am lăsat noi să facă. N-am văzut în viața mea, Doamne, îmi bate inima, nu știu, altfel. Te-ai impresionat, Andreea, și pe tine, nu? Felul în care Alexandru luptă pentru tine, este, o să bată și cele mai tari filme vreodată făcute la Hollywood de dragoste. Dar ce ar fi putut să facă Alexandru mai mult? Pe bune? Pentru că i-a spus lui Alexandru că n-are șanse. Da, nu. N-ai de n-a făcut de nimic. Tocmai că n-a făcut nimic, mă, dar știu că... Nimic? Nu, da. Nu, el ne-a spus, oarecum are el acolo ceva pregătit. Ha, da, cum aveai tu pregătită
Eu tac, aveam. Ca să nu audă. Da, da, da. Cred că băieții se gândesc să voteze pe Marina să iasă afară din casă pentru că nu ar ști pe cine să voteze. Și pentru că ei consideră că doar ea este îndrăgostită de Daniel și el nu schimbă acest sentiment față de ea. Sunt judecată pentru chestia asta că nu mă duc după Daniel acasă. Dar am spus clar, dacă Daniel m-ar chema să facem o relație, Andreea, jur, acum aș pleca. Nici măcar nu m-aș gândi o secundă. Păi, hai să vorbim cu Daniel. Judecată. Să rămân Plus și aici. Judecată. Plus și nu e judecată. Uite, îmi cer scuze că intervin și te întrerup. Doar că, hai să spun cum gândim noi băieții și ce nu e neapărat. Uite, băiatul ăsta a venit pentru tine. Îți dau un exemplu. Băiatul nu înțelege. Tu spui că nu vrei să pleci acasă, nu vrei să pleci acasă, dar vrei să rămâi aici pentru că îl iubești pe Daniel și lupți. Pentru ce lupți? Pentru că Daniel nu se va întoarce, a spus că nu se va mai întoarce. El asta nu înțelege. None, dacă îl sună în momentul ăsta de la producție pe Daniel să vină, eu zic că el va accepta. Păi dacă el și va face un cuplu aici cu tine? Asta nu știu, asta rămâne de văzut. Asta nu înțelege. Asta nu înțelege băiatul ăsta. Asta nu înțelege băiatul ăsta. Nu știu dacă va face un cuplu cu mine, asta nici eu nu pot să-ți răspund, dar sunt 90% sigură că dacă este sunat, el se va întoarce. Păi și cu ce te încălzește pe tine? Cu ce mă încălzește? Pe mine, da. Păi, dacă nu faci un cuplu cu tine. Păi există o posibilitate să te întrezească îndrăgostit de mine. Da, la până am făcut până acum să trezești acum. Cine știe? Nu se știe niciodată. Da, așa. Eu sunt foarte optimistă și îmi place să cred că poate se întâmplă. Eu cred că trebuie să-l mai și asculți pe Daniel când vorbește, nu doar să te uiți la el. Crede-mă, îl ascult foarte bine. Probabil îi spune altceva, frate. Da, nu știu, probabil îi spune altceva. Spune altceva. Nu e vorba că mie îmi spune altceva, dar eu mai înțeleg și după cuvinte. Sau mă rog, înțeleg și vreau eu. Dar înțeleg altceva. Nu știu, nu v-a transmis deloc, nu știu, chimie, ceva, orice, cuplul lor, posibilul lor cuplu? În momentul în care au dansat, în momentul în care, nu știu, au fost la Camera Roșie, în momentul în care stăteau pe aici, prin casă. Eu am simțit chimie de cuplu doar din partea Plușică. Din partea lui Daniel n-am simțit acea chimie de cuplu. Și atunci de ce el mergea către ea de fiecare dată când ea venea aici în casă ca un magnet? Cred că o făcea din bun simț, Andreea, pentru că știa... Din bun simț mergi să iei o fată în brațe, s-o tot pup? Daniel nu are bun simț la lucruri de-astea. Când îi plăcea Anielei de el, l-a chemat-o la Camera Roșie, a spus nu. Adică Daniel niciodată nu s-a exprimat în felul ăsta cu mine să-mi zică nu, categoric. El spunea că nu poate avea o relație cu mine, dar el făcea pași spre mine. Bine, nu făcea pași de o relație, făcea... Na. Așa, să din bun simț, cu siguranță, n-a făcut absolut nimic, Daniel. De milă, din bun de simț, milă. Nu. De? De milă. De milă? De milă. Urât, fața mea provoacă milă, cumva. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu știu cine a spus asta. Alexandru, tu n-ai văzut ce s-a întâmplat aici, înseamnă. Cu siguranță n-ai văzut ce s-a întâmplat. Da, ăsta tace, dar... Nu. Sunt în șoc, nu vine să cred. Și Daniel, nu, Daniel, de milă, mă, că nu suntem la... E urât spus. Un concurs de caritate. Da, este foarte ciudat, pentru că noi știam o variantă a relației lor, dacă pot să spun așa, iar Plușii știe o altă variantă. Noi acum vorbim din ceea ce cunoșteam noi. Până la urmă are Plușii... 33 de ani, tu ai 19 ani, tu crezi că îți făcea casă cu tine. Am 20. Are 20. Nu contează are 20. Bursa, dacă e iubire. 20 cât ai. Mulțumesc. Băi, acum nu certa, frate. Lasă-mă, băi, lasă-mă să-i spune, frate, că n-am auzit bine. Spune, frate. Până la urmă, el avea, are 33 de ani și tu ai 20 de ani. Crezi că făcea ceva cu tine în casă? Poftim? Contează vârsta. Păi zic, contează-vă. Din punctul meu de vedere, nu cred că există un impediment în a face o relație cu o persoană mai matură. Însă eu, vorbind cu Daniel despre Marina, el mi-a spus că din punctul lui de vedere nu va putea fi îndrăgostit niciodată de Marina. Oricâtă chimie ar exista între ei doi, el și-a setat foarte bine lucrurile în capul și în sufletul lui. Sunt multe momente în care Daniel îmi spune... că nu-și dorește o relație cu mine. Adică el în spatele camerei nu spune același lucru. Părerea mea că dacă îl chemi aici îți faci mai mult rău în continuare. Și te minți singură. Dar așa o întrebare, Plușica. Tu vezi vreun viitor? Poftim? Vezi vreun viitor stabil? Cu el? Da. Cu el, da. Da, eu aș putea vedea un viitor stabil cu el. Ai putea vedea, am și înțeles. Dar auzi, ia, îți place numai tu să tragi la Carola cu boi? Păi, momentan, doar eu am tras, dar dacă am avea o relație, cu siguranță am trage amândoi. Nu, știi cum s-a întâmplat? Tu ai tras și Daniel te încuraja să tragi mai departe.
În momentul de față cam așa s-a întâmplat, într-adevăr, dar sunt sigură că dacă am avea o relație, am trage amândoi și poate el chiar mai mult decât mine. Dacă am avea o relație, atunci, repet. Atunci fol să se îndrăgostească de tine, Plușca. Nu cred că poți face un lucru să se îndrăgostească. N-am cum. Eu nu vreau să îi arăt lui că sunt o femeie matură sau cum îmi dorește să vadă o femeie. Eu îi arăt cum sunt eu. Dacă el se îndrăgostește, vreau să se îndrăgostească de mine așa cum sunt. Că eu nu pot să mă prefac, pe bune. Eu așa sunt și arăt. Daniel, eu asta sunt. Îți place de mine? Hai să facem o relație. Nu-ți place de mine? Insist ceva mai departe. Și dacă nu-ți place mie, te forțez să facem o relație. Cam ceva de genul ar fi. Nu știu, eu tot, mie nu mi-au plăcut, de exemplu, relațiile de genul cu peste 12-13 ani mai mare decât persoana respectivă. Asta nici nu contează, eu, frate. Nu contează care la 30 și ceva de ani nu au maturitatea lui Plușii. De exemplu, da, sunt oameni care, oameni la 30 și ceva de ani, da, care stau și cu tipe de 15-14 ani. Da? Da. Nu știu dacă diferența de vârstă. E vorba de diferența de mentalitate și concepție. E, uite, da, eu, nu cred că, eu nu cred că, de exemplu, dacă Daniel era așa de afecțios cu Larisa, dau un exemplu. Auzi? Larisa era ca ajungea... Uite, am urmărit așa, din secvențe, puțin, episodul ăla când plângeai tu. Tu da. Plângeai, te țineai de scaunele alea pe acolo și el zicea, Marina nu mai plânge și râdea, gen... Ca să o încurajeze. Da, da, lasă-o ca să o încurajeze. Dacă ar fi plâns și Daniel, nu-i făcea mai tare rău. Da, așa e, făcea mai tare rău. Cine Daniel se simțea foarte rău, crede-mă, după ce am avut eu episodul ăla. S-a simțit rău că m-a făcut să plâng și că eram, că sufeream. Ne simțeam și noi rău că ai plâns, ne simțeam prost noi pentru starea ta. Da, normal, el râdea ca să facă să simtă mai bine. Da. El avea, nu știu, el și-a zis Andreea că va fi eliminat. Cineva sau două persoane, el se amuza pe tema asta. Tu cu Bianca, auzi? Auzi, asta e puțin așa, voi două, de ce sunteți așa bune prieteni? Hai că v-a luat Alexandru. Vă pune de vă... Vrei votori? Dacă s-a găsit pe altcineva între timp și tu insiști cu voturile, de ce nu mai vine? Hai să fim serioși. De ce? Ți-e frică că îți pierzi tu, Alexandru, voturile care merg la Daniel? Nu, nu, mi-e frică de nimic. Asta niște că eu nu am uitat cea... N-am insistat cu voturile. Oamenii de acasă au văzut că eu chiar țin la el și că sunt afectată de plecarea lui și... Toată lumea a hotărât să-l voteze pe Daniel să se întoarcă. Eu am dat doar un mesaj pe Facebook și am spus, vă rog frumos să-l votați pe Daniel. Dacă mă susțineți pe mine, votați-l și pe Daniel. Auzi și ceva? Dragoste cu Sila nu se poate. Dar nu-l obligă nimeni. Păi tu l-obligi să vină. Cum nu-l obligă nimeni? Nu stai ești prieten cu Bianca pentru voturi să vină. Poftim? A, poftim. Hai să fim serios. Hai să fim serios. Alexandru, eu nu știu de ce mai... Băi, omule. Ai mare voce de la noi, gala, Alexandru. Că am și eu voturile mele. Mare ce vorbim? N-am nevoie de voturile Biancăi. Nu. Și Bianca mi-a spus clar în spate că îl votează pe Bogdan. Măi, oameni, haideți să nu mai vedem pe Daniel ca pe un obiect. Adică... Auzi, dar deja prea mult timp. Nu. Plus și acum știi cum ești tu? Și cum vrei să... Adică tu ești ca un copil care plânge că i s-a luat bicicleta. Și toată lumea, haideți să votăm bicicleta, să se bucure Plușii de bicicletă. Deci s-a luat baclava, nu ți-o mai dau, eu dau Luce Rasela. Eu cred că cel mai bine ar fi cei din producție să-l sune pe Daniel să-și exprime dorința liberă de a veni sau nu în concurs din nou. Și cu asta încheiem orice discuție. Da, să sunăm pe Daniel.